Bună ziua, dragi telespectatori! Sunt Gabriela Sava și vă zic bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Euroferma. Între cer și pământ e câmpul. Cel care cere a fi lucrat. Aici se desfășoară una dintre cele mai vechi activități umane, agricultura. În acești 10-20 de centimetri de sol sunt orele de muncă ale fermierilor. Sunt ani de inovație în genetică și sunt ani de inovație în mecanica mașinilor agricole. Și tot aici sunt anii în care am învățat să ne protejăm culturile. Sunt aici și semințele, ca niște boabe pline de speranțe. Speranțe pentru fermier, dar și pentru noi toți. Prin testări și selecție, agricultura continuă să evolueze. Mergeți acolo unde există loturi demonstrative, acolo unde sămânța pe care tu ți-o dorești a cunoscut deja tipul tău de sol. Mergeți și alegeți înțelept! Bună ziua și bine ați venit la evenimentul Zaten Union România, unde ne propunem ca în această perioadă să aducem în atenția fermierilor din zonă culturile de toamnă. Și aici mă refer la cereale, leguminoase și rapiță. Astăzi mi s-a oferit oportunitatea de a prezenta portofoliul de rapiță, inclusiv noutățile. Portofoliul al colaboratorului Rapul, companie nemțească, care anul acesta împlinește 50 de ani de activitate în testare și ameliorare cu hibrizi de rapiță. Anul acesta aducem în atenția fermierilor noul hibrid de rapiță Ianoș, care vine să completeze portofoliul hibrizilor semi-tardivi cu un pachet de toleranțe și rezistențe la principalii patogeni cunoscuți în țara noastră. Și aici vorbim despre foma, sclerotinia, tărnicia, pielovirus și verticillium. Recomandăm o densitate de semănat în funcție de condițiile de mediu și de cultură, de la 40-45 până la 50-55 de boabe germinabile pe metru pătrat. Acest hibrid nou, Ianoș, are o capacitate foarte bună de ramificare și ce este important este că rădăcinile lui valorifică foarte bine substanțele nutritive din sol, în special azotul și fosforul. În continuare, fermierii se pot bucura de calitățile celorlalți hibrizi aflați în portofoliu. Este vorba despre Triathlon, binecunoscutul hibrid pe care noi l-am lansat anul trecut și a avut un succes excepțional, Manhattan, un hibrid... Și acesta relativ nou? Da, și pe el l-am lansat anul trecut cu succes, iar fermierii s-au bucurat de rezultate excepționale. Iurec, Casala, Dinamic este un hibrid consacrat în portofoliul nostru. Și de asemenea, dacă vorbim de tehnologia Clearfield, avem doi hibrizi, Beatrixele și Daxele, ambii cu o toleranță la Imazamox și o capacitate foarte bună de producție. Mă numesc Angel Constantin, sunt președintele Consiliului de Administrație al Societății Agricole Agrozootehnică Independența din județul Călăraș. O astfel de platformă înseamnă foarte mult. În primul rând că vii aici să înveți. Sunt foarte mulți specialiști de la toate firmele și în mod deosebit al Zaten Union și în care poți afla noutăți. Noi încercăm și de câțiva ani, mergem pe genetică, pe o parte din suprafață de teren, pe genetică de la Zaten Union. Am început cu orzul și cu rezultate deosebit de bune, inclusiv Suelen, eu știu de acum 6-7 ani și am început între timp să intrăm. Avem și mazăre Salamanca, un soi foarte bun și punem soi și pun mazăre și nu de azi, de ieri, ci pun de aproape 33 de ani, pentru că având o fermă de vaci încerc să înlocuiesc șrotul de soia cu mazăre care este de-a noastră și nici nu fac probleme, aolo, șrotul de soia este modificat genetic. De asemenea, mergem pe porumb, sunt 305, un soi foarte bun care corespunde și
foarte bine adaptat în zona noastră. De asemenea, mergem pe floare de anul acesta. Anul trecut mi-au dat să fac un test pe 2 hectare de floare și anul ăsta am generalizat la 50 hectare de Davero, care arată foarte frumos acum. O să se supere dâns și pe mine, dar a mea e mai frumoasă decât ceea ce au semănat dâns și aici, dar poate au semănat-o mai târziu. Eu am semănat mai devreme ca să nu fie, să fie probleme. De asemenea, am luat să testăm și soiurile de grâu și avem pe câte 15 hectare de Catarina și Papilon, încercăm să facem, iar acum încercăm, pentru că sunt în afară de mine, mai sunt încă cu doi ingineri, cei care se ocupă efectiv de producția vegetală, încercăm să introducem un alt și un alt soi care să ne dea producții bune. De ce am zis de prima dată de soiul de hol, de henirete? Pentru că an de an, inclusiv în anii de secetă și amintim aici, inclusiv și-l amintesc anul 2020, când a fost an catastrofal din punct de vedere al secetei, a dat 6 tone. Și anul trecut și nu am făcut 7 tone jumate, deci pe câte 200 de hectare, nu pe 10, 15 hectare, 20, 30 de hectare. Deci niște soiuri aclimatizate. Acum această platformă ne și convine nouă. Este în mijlocul județului Călăraș și noi toți fermierii suntem la 20-30 de kilometri. Aceleași condiții în care pun platformă, aceleași condiții le avem și noi. Adică din punct de vedere climateric și dacă ați vrea și din punct de vedere al solului. Deci solul este cam, sunt cam de aceleași calități și ce este aici și ce este la noi. Și acest lucru ne-a făcut pe noi să venim și venim cu drag, cu plăcere, mai ales că anul ăsta e o plăcere să vezi câmpul, e o plăcere să vii să te înarmezi cu atât, cum vorbeam noi mai înainte, de optimism. De unde ne luăm doza? De unde ne luăm doza acolo și prin de asta avem o relație foarte bună. Noi am pus și pentru Satin Union și mazăre de sămânță pe care am livrat-o toată la dânșii. Deci e o relație cu, dacă vreți, acceptabil și din punct de vedere al prețurilor, cantităților de semințe pe care le cumpărăm noi și al modalității de plată, deci cu plată la recoltare, deci sunt mai multe avantaje, adică e un parteneriat, gândesc eu totdeauna, în care să câștigăm și noi, să câștige și furnizorul de genetică, furnizor de genetică care te poate lăsa, dacă vrei, până la recoltare și aștind prin ceea ce trec fermierii din România. Unii din ei, nu cei din vest, dar cei din partea aceasta de sud și partea Moldovei, care din 4-3 ani am avut de secetă. Acest lucru nu s-a mai întâmplat, studia de mine din 1938, nu am mai fost atât 3 ani la rând, 3 ani, din care 2 consecutivi cu secetă. Mă refer aici secetă mai mult pe culturile prășitoare în anul 2022 și 2023, să fiu clar, să nu creadă cineva că spun aici alte vorbe decât sau vin și mai vai să ne vai de fermier, dar acesta este adevărul. În 2020 a fost, toate culturile au fost afectate, n-a fost cultură care să nu fie afectată. Domnule Ionuț Bărbulescu, cu dumneavoastră chiar nu mai aveți nevoie de nicio prezentare, însă trebuie să știe telespectatorii noștri că sunteți cel care v-ați ocupat de platforma de aici. Tehnic, semănat, tratat, totul este și a fost în grija dumneavoastră. Câteva cuvinte, într-adevăr, eu m-am ocupat de această platformă împreună cu membrii echipei și cu vecinii din teren. Am beneficiat de ajutorul multor fermieri care se învecinează cu această solă. Cât de important este, iată, vecinătatea în agricultură, în mediul rural în general, să fii bun vecin? Bun vecin, comunicare bună, pentru că astfel ai și viteză de reacție și poți să beneficiezi de consultanța vecinilor. Te mai sfătuiești, mai schimbi o opinie, te mai adaptezi. Unde au fost problemele de data asta? Că e clar că nimic nu se face ușor și e întotdeauna altfel față de anul trecut. Nimic nu se face ușor și nimic fără muncă. Foarte multă muncă. Din punct de vedere agronomic, principala provocare pe care am avut-o și în anul agricol 2023-2024 a fost regimul pluviometric. Deși aici am beneficiat în vară-toamnă de o zonă circulară, un cerc, aș putea spune, a venit o ploaie localizată de 35 de litri, dar la vecin nu a venit. Ca dăunători, vreau să precizez și vreau să atrag un semnal de alarmă, suntem într-un mare impas din punct de vedere al protecției plantelor pentru controlul dăunătorilor. Pentru toate culturile, presiunea insectelor s-a mărit de la an la an. Fie că vorbim de această platformă marca Satin Union, fie că vorbim de câmpurile domnilor fermieri, avem probleme mari cu controlul insectelor. Pentru a controla patogeni, bolile foliare pentru culturile de cereale păioase de toamnă, mai sunt soluții.
avem genetică premium, avem soiuri și hibrizi de cereale din Germania. Toate soiurile și toți hibrizii de grâu sau de orz sunt creați, ameliorați în Germania. Și domnii cercetători au identificat gene care oferă rezistențe și la boli, dar și la virusuri. Avem cel mai bun orz din România, e Suelen. Toată lumea îl cunoaște, este o vedetă în România, este și cel mai cultivat orz din România, e Suelen. Da, ei trebuie neapărat un locuitor, trebuie să vină cineva repede din spate. Bineînțeles. Să nu alerge singur pe pistă. Corect. Și am adus doi înlocuitori. Esul Auriel a devenit preferatul meu, un soi de orz excelent. O stare fitosanitară excelentă, foarte bine adaptat condițiilor pedoclimatice din România. Este un soi de orz care se poate semăna în toate fermele din România, indiferent de areal sau de regimul pluviometric. Adaptează foarte bine potențialul de producție, care poate să sară ușor de 10.000 de kg pe hectar. SULN a obținut chiar și 12.000 de kg pe hectar la neirigat, dar învățăm de la an la an și domnii fermieri se adaptează de la an la an și prin cunoaștere, prin ajutor din partea bunului Dumnezeu, se depășesc aceste numere. Câteva cuvinte despre îngrășăminte, despre tratamentele făcute și nu, să nu uităm să vorbim despre ce număr de tratamente mai necesită grâul la ora asta, pentru că eram obișnuiți cu 1, 2, câte tratamente are nevoie la ora asta, atât împotriva bolilor cât și dăunătorilor. Pentru a menține câmpul curat și de buruieni și de boli, dar și de dăunători, din prisma dăunătorilor avem nevoie de două tratamente. Prin prisma bolilor, un singur tratament este suficient la frunza standard. Vorbim de genetică premium, genetică nouă, sămânță certificată de calitate produsă corect. Prin prisma erbicidelor, un singur erbicid cu succes face curat în câmpurile de cereale puioase de toamnă, dar și de primăvară, cu o afirmație din partea mea să învățăm să folosim și să beneficiem de fenomenele de alelopatie. Asta însemnând? Ce înțelege fenomenul? Însemnând că un orz într-o solă cu o rotație corespunzătoare, cu o densitate corectă și uniformă pe întreaga solă, poate să scape și fără erbicid. Dacă avem o solă curată și am lucrat corect terenul în ultimii 10 ani, pentru că avem nevoie de timp să aducem terenurile la lumină. De aceea, din punctul meu personal de vedere, este esențial să lucrăm terenurile compacte și pe o perioadă mai îndelungată de timp. Nu putem să facem agricultură doar pe 5 schimbând ani. Schimbând terenurile și... Nu. Ce densitate vom folosi? Pentru că asta este rolul acestei platforme, să ne demonstreze soiurile în condiții diferite. Densitățile pe care le-ați folosit și ce rezultat? Densitatea pentru semănat atât grâu cât și orz, contrar arșiței pe care am avut-o în primăvară de vreme. A fost primul an în care primăvara de vreme am avut temperaturi de peste 30 de grade. Da, rămâne în continuare în condiții bune de pregătire a patului germinativ, 365 de boabe germinabile pe metru pătrat. În continuare rămâne, am testat aceleași soiuri și anul acesta, inclusiv la 312 kg de sămânță pe hectar. Rezultatul este același din punct de vedere al numărului de spice pe metru pătrat. Doar anul acesta sau ar fi în fiecare an? Okay. În fiecare an, dar inclusiv și anul acesta, un an atipic. În continuare folosesc cuvântul atipic. Pentru că nu s-a inventat altul. Că acea arșiță pe care am avut-o la umbră de 30-32 de grade Celsius, 5-7 zile consecutive, a fost o surpriză pentru toți agronomii din sudul țării. Și pentru cei foarte experimentați cu zeci de ani de agricultură în spate și pentru noi tinerii. În continuare recomandăm densitate pentru semănat 365 de boabe germinabile pe metru pătrat, cu un pat germinativ bine pregătit, corespunzător. Avem în spatele nostru tabel cu ce am făcut. Puteți să ni-l detaliați? Pe această solă premergătoare am avut mazăre. Am recoltat mazărea, după care am înființat un covor verde marca Vitera Seeds, compus din diferite specii. Floarea soarelui ridiche, bob de toamnă, bob de primăvară. Covorul verde a răsărit în proporție de 80% uniform. Când a răsărit? A răsărit la 14 zile după semănat, dar am avut o ploaie de 5 litri. Și prima specie care a răsărit a fost muștarul. Are sămânța mai mică și a răsărit primul. După care
Am întors covorul verde prin efectuarea de arătură. Când ați făcut asta? Arătura am făcut-o cu aproximativ 7 zile înainte de semănatul rapiței, pentru că în încheierea solei avem și rapița aici. Aș fi amânat puțin dacă nu aveam acea rapiță. După care am făcut 2 treceri cu discul pentru rapiță și o singură trecere cu discul pentru grâu și orz implicit. Prima problemă pe care am întâmpinat-o, răsărirea a fost puțin neuniformă și atacul de afide și zafis graminum a fost unul foarte puternic. Foarte puternic și a trebuit să intervenim cu insecticid pentru a combate afidele. Și asta era în ce perioadă? În decembrie. În decembrie. Iarăși un fenomen pe care nu l-am mai întâlnit. Da. Foarte mulți dăunători, atât pe rapiță, cât și pe grâu, și am intervenit pentru că nu am avut tratament sămânță cu neonicotinoide. Altă problemă care trebuie discutată și rezolvată pe viitor permanent. Este o problemă pe care mediul asociativ din România a rezolvat-o în 2023 pentru că s-a obținut din partea Ministerului Agriculturii derogare la neonicotinoide. Dar eu aici, în acest câmp, nu folosesc acest tratament pentru că este un câmp foarte mare și foarte complex. Următoarea problemă, am avut 2-3 burieni răsărite, dar știam că mor de la frig, așa că le-am lăsat în pace. Și am intervenit în primăvară cu tebuconazol și ultimul tratament, de la compania Nufarm. Ultimul tratament a beneficiat și de tebuconazol și de azoxistrobină. Sunt 2 fungicide marca Nufarm, substanțe active, foarte bune, care au trecut cu brio oricărui test. Septoria, nodorum, septoria triticii, rincosporioză. Nu avem niciun pic de problemă pe niciun soi. Ajutați și de genetică și de măsurile și soluțiile folosite de compania Nufarm, avem un câmp perfect curat. Rugina galbenă lipsește cu desăvârșire în acest moment, în acest câmp. Este doar aici sau peste tot? Doar aici. Da, doar aici am folosit aceste tratamente în momentul fix. Un alt secret este să intervii atunci când trebuie. Și când poți, că mai avem și probleme tehnice. Asta e un ideal, tehnice. Nu mai e un secret. Probleme tehnice, da. Vorbeam iarăși puțin mai devreme de faptul că un fermier în ziua de azi are 2 aplicații foarte importante. Meteo și bursa. Da, 2 aplicații. Da. Deci în permanență și nu numai. Deci toți fermierii, deci încep cu mine ca președinte și cu inginerii care i-am toată lumea cu ochii pe timp, pe vreme, în permanență, să vedem ce se întâmplă, să vedem care sunt fluctuații pe mai multe site-uri, că sunt mai multe site-uri, fiecare le urmărim toate aceste site-uri în care și ne punem de acord, facem o ședință de lucru scurtă și ne punem de acord, cum eu sunt și cu ochii pe bursa de cereale, cum și cei contabilul șef și cei de la contabilitate au aceeași obligație, aceeași misiune și ei, în fișa postului, să spun așa mai corect, încât să urmărim bursa de cereale unde crește, scade, unde crește, scade, să reușim să prindem, dacă vreți, prețul optim, la momentul optim. Ce se întâmplă? Prețurile au început să, și e ceva îmbucurător, prețurile au început să crească, deci a ajuns prețul la grâu în jur, cred că cât de curând, dacă trendul se menține, va ajunge un leu pe kilogram pentru grâu de panificație, 95 de bani grâul de furaj. Prețul la rapiță a crescut, e 2,20 lei, și asta era ieri, nu am încă datele de astăzi, e 12 și nu, nici n-aș avea cum să mă uit acum că sunt aici și trebuie să fiu cu oi și urei la ce prezintă tehnologii de la această platformă, și 2,20, ceea ce înseamnă preț mai bun decât a fost, dacă nu-și mai aduc aminte fermierii, le spun eu, anul trecut o medie a rapiței a fost de 1,95 lei. Bine, dacă ar fi să mă întrebați pe mine, să-mi spuneți la ce prețuri te-ai aștepta? Da, ca premier, m-aș aștepta la grâu la 1,20 lei, la orz la 85 de bani, iar la rapiță 2,40 lei. Deci prețuri în care poate să acopere costul și să facem și un profit. O să zici, uite cât de mult cer ăsta și profit. Păi, cerem și profit, pentru că în anii din urmă am venit cu niște pierderi, anul 2023 și 2022, și să încercăm să acoperim toate aceste pierderi, să fim niște fermieri credibili, atât la bănci, cât și în fața furnizorilor de inputuri și a furnizorilor de semințe și a celor de îngrășăminte, încât să poată să te păsuiască o perioadă, să
știe că tu ești un fermier serios și plătești la timpul respectiv. Problema e că de multe ori ne mai încurcă guvernul, ni se promite că banii vor fi dați la o anumită dată și ei nu vin data aceasta pentru tu, ca tu fermier de bună credință, să-ți creezi credibilitate în fața furnizorilor de inputuri, spui, știți, pe 25 mai eu îți plătesc rata care o aveam. Iar tu n-ai primit cei 100 de euro privind războiul din Ucraina pentru culturile din toamna anului 2022. Mă refer aici grâu, ors și rapt. Bună ziua, domnule Vladimir Cojohari, ne întâlnim și anul acesta în platforma de la Drajna a companiei Southern Union, o platformă etalon deja pentru toți fermierii din România. Iar dumneavoastră ați venit să aveți grijă de sănătatea plantelor. Haideți să vedem cum a fost. Bună ziua și bine v-am găsit. Așa este, suntem la cea de-a doua ediție, cea de-a doua participare a noastră la această platformă consacrată pentru zona Drajna, în care fermierii vin să învețe, să vadă experiențe de la vecini, să le spunem așa, cum au abordat evoluat anumite probleme, cum au combătut dăunători, cum au rezolvat situația buruienilor, pentru că tehnologiile se schimbă, o toamnă nu seamănă cu alta, avem un trend crescut în ascensiune în ceea ce privește combaterea buruienilor din toamnă. La nivel general, în această zonă, din păcate, anul trecut a fost o toamnă secetoasă. Am început sezonul agricol cu o secetă un pic mai pronunțată. S-a văzut la cultura de rapiță, unde aproximativ jumătatea din suprafață a fost întoarsă în această primăvară. Culturile de cereale păioase au rezistat mai bine acestei provocări. În schimb, cultura de rapiță a fost mai sensibilă și aici fermierii au trebuit să regândească planul și rotația culturilor pentru acest an. Cum ne-am descurcat cu buruienile? După cum v-am zis, erbicidarea din toamnă, care era planificată, a fost nevoie de ea, având în vedere că n-au emers buruienile, nu aveam ce să combatem. Erbicidarea s-a făcut în primăvară cu erbicidul Saracen Max, un erbicid complex care combate principalul spectru de buruieni dicotile din culturile de cereale păioase, iar partea de buruieni monocotile, în special avena fatua, o văzut sălbatic, a fost controlat cu erbicidul Sword. La partea de control al bolilor s-au aplicat mai multe tratamente, având în vedere că în această primăvară aș putea să spun că am avut 4 anotimpuri. În luna aprilie am avut de la 30 de grade până la minus 2 grade, am avut toate temperaturile posibile, am avut și precipitații, plantele au fost expuse unui stres semnificativ. Astfel că partea de protecție pentru boli a însemnat o verigă importantă în acest an. Primul tratament a fost făcut cu Orius, un tebuconazol, substanță activă consacrată, un produs consacrat și cu un preț foarte corect. Aș vrea să menționez că anul acesta a plecat pe fondul unui an 2023 cu fluctuații semnificative în ceea ce privește prețurile la inputuri pe tot lanțul de aprovizionare. Anul acesta vine cu semne mai bune, vedem o normalizare, o revenire la normal a prețurilor în ceea ce privește inputurile. De la sfârșitul lunii aprilie până acum vedem o îmbunătățire și în ceea ce privește regimul hidric, ceea ce promite că plantele vor acumula de acum încolo și ne pregătim de o recoltă care să mai reducă din presiunea acumulată în timpul celor 2 ani. De asemenea și prețurile la Pe bursa cerealelor, da, sunt într-un trend ascendent, astfel că fermierii pot totuși să spere la o evoluție mai bună și la o balanță mai pozitivă la finalul acestui an. Astfel că revenim la tratamente, având în vedere această presiune și importanța mai mult decât niciodată a costurilor în fermă, tebuconazolul și produsul Orius Pro a fost mai prezent ca niciodată și aici și în culturile altor fermieri. Pentru tratamentul T2 am mers pe un amestec de Orius 05 și Tazer 05, astfel încât plantele au beneficiat de protecția a două substanțe active și astfel că avem în fața noastră o cultură sănătoasă. Iar pentru tratamentul T3, având în vedere că avem și precipitații, avem și temperaturi în creștere fluctuante, pe la 20-25 de grade,
avem condițiile optime pentru instalarea unei fuzarioze. Având în vedere că suntem pe un trend ascendent și culturile promit, acest ultim tratament, unde vedem un risc de instalarea fuzariozei, vedem ca un tratament important pentru a securiza producția și a securiza prețul pentru a putea închide balanța într-un mod pozitiv. Ar fi păcat să-l pierdem acum. Exact. Ultima sută de metri este foarte important să vedem fiecare pas calculat, acolo unde este nevoie să intervenim. Pe partea de fuzarioză, clasicul și consacratul Orius, 25 CV, în doză de 1 litru recomandăm, și avem și anul acesta un amestec de protioconazol cu tebuconazol, Orius Pro. Tebuconazolul este partea mai activă, se intră mai repede în plantă, iar partea de protioconazol îi oferă persistență și protecție pe o durată mai lungă, astfel că cele două molecule completează și se completează una pe cealaltă, astfel că aveți o protecție completă. Mă bucur să vă revăd și în acest an. Platforma de la Drajna este un reper pentru toată lumea agricolă, iar noi n-o să lipsim. Așa că o să vă rog pe dumneavoastră să ne spuneți noutățile din anul acesta pe care vrem să le împărtășim cu fermierii. Bună, Gabi! Așa cum ai spus și tu, și pentru noi este o mare onoare să avem acest câmp și să putem profita, să fim alături de clienții noștri, de distribuitori în primul rând și de ce nu de fermierul final. Fermierul final care ne aduce nouă, să zic, profesioniștilor și celor care muncim pentru compania Satan Union, cea mare satisfacție. Nu este o bucurie mai mare decât să te întâlnești cu fermieri în câmp care spun: am, de exemplu, soiul Esu Taruca la mine în fermă și arată mult mai bine. Am, de exemplu, soiul de Bob Stella, care este fantastic în baltă, în Dobrogea. Pentru mine, profesional care mă ocup de selectarea acestor soiuri, este un succes fantastic când vin și rezultatele din această, cum să spun, colaborare minunată. Deci, practic, munca de testare și de selectare a portofoliului cred că îți aduce cele mai mari succese. Cum faceți alegerea? Deci, drumul pentru selecție nu este simplu. Niciodată nimic nu este simplu. Dacă îl faci cu pasiune, cred că totul are un succes garantat. Și mai mult decât atât, acționarii noștri sunt amelioratori și pentru genetica de cereale păioase, dar și pentru partea de leguminoase și pentru bob. Procesul este astfel. De exemplu, pot să vă pun povestea pentru soiul de Bob Stella. Vă rog. Acesta a fost testat în anumite condiții în Germania, în Ungaria, în Ucraina, în mai multe condiții, să spun, speciale de testare, de screening, cum le spunem noi, dar și de demo sau microploturi, macroploturi la nivel de fermă. Noi mai departe le preluăm în România, înființăm, nu știu, 10 locații de testare și din aceste locații de testare, practic, unde intră 100, 200, depinde foarte mult de specie, de noi candidați, să le spunem așa, încă nu sunt soiuri, le spunem bebeluși, selectăm unul sau doi pentru portofoliul comercial. Succesul pentru Stella a fost fantastic. Prima dată l-am văzut în Germania, la Peterson, la acționarul nostru, apoi l-am văzut mai departe în Ungaria, cumva l-am ochit și mai departe am selectat Stella, Capri, Apollo, Brigit, Proteina, mai multe soiuri, iar pentru Stella a fost de la început, s-a pretat foarte bine la condițiile noastre, l-am văzut în Ungaria, fantastic, l-am văzut în Ucraina, este impecabil, l-am văzut în România, l-am văzut chiar și în Croația, unde avem un parteneriat, pot spune, destul de vechi, de aproximativ 3-4 ani de când a început o fabrică extracția de proteină pentru acest bob. Deci are un drum, are de dovedit un bob să ajungă. Exact, nu este România. Ușor, pentru că nu ne grăbim. Nu vrem să riscăm să venim cu un produs care, nu știu, are o sensibilitate în anumite condiții. Vedeți foarte bine, suntem la jumătate de luna mai, în care avem noaptea 3 grade, 4 grade, iar ziua avem 21 de grade. Le testăm în anumite condiții, avem un an în care avem secetă, un an în care avem condiții de precipitații, să spun, mai mari decât cel normal, sau avem ani în care avem oscilații foarte mari de temperatură. Vrem ca acest, nu există soiul perfect, dar vrem să fie cât mai stabil și fără anumite hibe mari care se pot observa mai târziu în fermă. Ce noutăți mai aveți? Pentru că am deviat subiectul mai mult către testare față de portofoliul de aici. Așa cum am spus, cred că la nivel de genetică de cereale păioase suntem numărul 1 în România. Nu cred că există fermier care n-a auzit de Esu Elen. Nu vreau să mai intru în detalii, este foarte bine cunoscut. Și pentru că știți cum este, amelioratorii lucrează, noi lucrăm mai departe, trebuie să venim și cu alte produse care vin cu un plus de producție și mai mare, cu alte toleranțe mai ridicate. Ne așteptăm la noi campion de fiecare dată. Corect, în acest câmp puteți vedea Esu Midnight și Avantazia, sunt două soiuri noi de ors pe 6 rânduri, două soiuri care au dovedit în primul rând o stabilitate extraordinară, o toleranță foarte bună a paiului la cădere. Vrem să selectăm produse care sunt câștigătoare de la început. Pentru grâu, la fel, vedeta este Papillon,
în orice fermă rezultate foarte bune. Venim cu esul muscheton, cum îi spune și numele de la... Îmi arăt mușchii, să vedem ce putem face. Mai spuneți odată numele? Esul muscheton, care într-adevăr a dovedit că poate, a dovedit că poate să facă producții și în conțile din România. Știm cu toții că este foarte greu să ne gândim la producții de 14-15 tone, cum se întâmplă în Germania, cum se întâmplă în Franța, dar soiul are capacitate genetică. Ca și conținut de proteină, este undeva la 13%, deci nu este extra pentru panificație, dar este suficient încât să ne asigure un preț bun. Ca și noutate mai departe, știți că compania Southern Union este cea mai inovativă în ceea ce privește cerealele păioase. Suntem primii care deținem hibrizi de grâu în portofoliu. Suntem, cum să zic, un fel de promotor pentru această cultură. Nu este simplu să-l promovezi, dar dacă sunt condiții bune, dacă fermierul are un anumit regim pluviometric mai ridicat, rezultatele sunt pe măsură, iar vrem să implementăm și acest lucru pentru secară. Avem în această platformă și hibrizi de secară, ESU Perspectiv și ESU Performer, cum îi spune și numele, performează foarte bine, iar ca și conținut, ca și diferențiere față de soiuri, este norma mai mică de sămânță. Dacă la soiuri mergem undeva la 150-200 de boabe, chiar 250 de boabe germinabile, aici ne ducem la un număr mai scăzut de boabe germinabile pe metru pătrat. N-aș vrea să uităm mazărea. A, mazărea este iarăși un alt segment fantastic. Mazărea, portofoliul nostru este format din soiurile consacrate, Salamanca și Astronaut. În ultimii ani am lucrat, ne-am îmbunătățit și venim și cu alte produse, Torpedo și Cronos, iar din campania următoare o să fie alte două surprize, Aruna și cu soiul Idol, care o să vă, cum să zic, o să vă surprindă într-un mod plăcut. Compania noastră, așa cum am spus mai devreme, oferă diferite specii pentru toți fermierii. Noi pregătim în continuare și câmpul pentru campania de primăvară. O să aveți surprize pentru floarea soarelui, atât pentru tehnologia Sulfo, Stingere Su, Dolorise Su, noutățile care vin cu rezistență la orobanche îmbunătățită, care vin cu toleranță ridicată la temperaturile acestea destul de dificile, iar pentru porumb avem un hibrid destul de timpuriu, Vavăl, grupa FAO250, pentru că ne dorim foarte mult ca fermierul să împartă riscurile. Ne dorim ca să înceapă și cu un hibrid mai timpuriu, dar venim și cu hibrizi mai tardiv, ca Banero, care este FAO340, o grupă extrem de solicitată în țara noastră și în alte țări precum Serbia, Moldova și Bulgaria, dar și Cabareto, FAO450. Acest hibrid este un hibrid, cum să spun, mai special, care se recomandă într-o tehnologie intensivă, într-un sistem irigat și, desigur, rezultatele sunt conform așteptărilor. Pentru cultura de soia, eu sunt, cum să zic, o mare adeptă și o mare admiratoare și cred în potențialul acestei culturi și în beneficiile pe care le aduce fermierilor. Pentru cultura de soia, bineînțeles, Dakota, Yakari și un soi, de ce nu, grupa 0 spre 1, Smaragd. Ce mai căutăm la platforma aceasta? Ne uităm să vedem și dacă atunci când alegeți vă uitați la fitopatologia plantelor. Exact. E important? E foarte important. Ne uităm aici pentru că e foarte important ceea ce se întâmplă cu plantele. Cât de mult, mai ales acum, cât de rezistente sunt la boli, cât de rezistente sunt la insecte, cât de rezistente deci la dăunători în general. Pentru că e o invazie de dăunători care... Cât de repede poți să acționezi afidele care produc și a și spus cel care prezenta, câte paguri sunt aceste afide care le vezi așa de mici, neînsemnate, nu le-ai luat în seamă. Deci nu te gândești numai la șobolani când ți atacă culturile și aceste afide care propagă și vin și prin țăpătura lui, duc niște viroze care îți diminuează producțiile de acolo. Și atunci te uiți la toate, te uiți la producție, te uiți să nu aplici 3 tratamente cu fungicide, să aplici numai unul. Pentru că aici mă gândesc la reducerea costurilor. Și atunci, totdeauna îți alegi un soi de grâu, de ors, care zic, dom'le, ia plec decât 2 tratamente și nu 4 tratamente. Pentru că e foarte important și inginerul a și spus, dom'le, aveți, nu mai semănați, a început campania de semănat grâu, semeni cap-coadă, ci să urmărești cum. Sunt unele care pot să le semeni mai târziu, sunt unele care pot să le semeni de aia de vreme. Și o chestiune interesantă, unde pe care puțin am auzit să spună, atunci când... ai densitate mică la grâu, mărești doza de azot. Când ai densitate mare
și reduci doza de azot, pentru că fiind densitate mare, vor fi, înseamnă și mulți frați care sunt mai firavi decât palta principală, și o cantitate mare de azot face să scadă producția de grâu. Deci tu urmărești în permanență, sau toți fermierii urmărim în permanență să avem producție, având în vedere că dacă la prețuri nu prea putem umbla, prețurile nu depind de noi, dar la costuri depinde de noi. Deci asta e un lucru interesant, și mai spun aici o chestiune. În 2021 am avut orzul căzut, Henirez. Vă spun, pentru prima dată în viața mea când am văzut sole de cereale căzute, care a dat 1000 de kg. Nu mi-a venit să cred. Adică nu mi-a venit să cred. A fost chinuială la recoltat? Da, a fost la recoltat, dar tot ce recoltăm noi trece pe basculă. Basculă electronică se registrează, nu poți să zici că n-a făcut... Și atunci vă întreb, e așa de grav când vedem plantele căzute? Am văzut și în drumul spre... Da, e foarte grav. De ce? Se recoltează foarte greu, cu consum mai mare de motorină. Toate paiele acelea, foarte multe paiele acelea, îți rămân, că nu poți să le iei decât spicele, îți rămân pe câmp. Gândiți-vă acum când nu mai faci arătură și tu vii și faci o scarificare ușoară sau vin cu un Tiger, și atunci va fi un mare izvor de dăunători care se vor strânge acolo, plus greutate la semănat. Atenție, să zicem că semeni rapiță. Rapița e o sămânță foarte mică și atunci șansele tale de răsărire de unde să fie? N-ai nici apă, ai și terenul nu este pregătit corespunzător, și atunci de-aia trebuie să nu cadă. Deci de-aia trebuie să nu cadă. Iar eu merg pe ideea și la Suieren, pentru că Suieren e un orz de talie mai mică decât Henirez, și atunci zic, dom'le, așa este, că să nu-mi cadă și eu trebuie să-l am, plus fiind și de talie mai mică, consum mai puțină motorină în momentul când recoltez. Noi trebuie să ne gândim la toate aceste aspecte. Fiind de talie mai mică înseamnă și îngrășăminte mai puține, că planta nu mai e mare la 1,5 metri, planta înseamnă e la 90 metri, și atunci și consumul va fi mai mic. Deci reduce, de acolo un leu, de acolo un leu, de acolo un leu, ca să poți să adunăm în misteria societății, a fermierului. Vorbeam la începutul emisiunii cât e de importantă testarea. Iar astăzi în câmpul de la Drajna am văzut foarte multe plăcuțe cu întestar. Semn că compania dumneavoastră mai are multe surprize pe care le pregătește fermierilor. Câteva cuvinte despre ele. Așa este. Ca și orice firmă de semințe care se respectă, programul de cercetare și ulterior faza de testare sunt esențiale, iar la noi ajung soiurile nou finalizate sau nou încrucișate pentru a fi testate pe scară largă, pentru a evalua adaptabilitatea și performanța lor în diferite condiții de cultură în toate regiunile țării. În platforma de la Drajna avem pentru fiecare cultură în parte cât un număr de variante noi, și pornind de la orz până la secară, la orz avem două soiuri, Avantasia și SU Midnight. Amândouă sunt în primul an de testare în comercial, îi spunem așa, deci nu testarea pentru înregistrare oficială, ci testare în comercial. Avantasia este un soi care are în pedigree Suelen, un soi consacrat și care ne face mare cinste, exact. Iar SU Midnight vine pe un segment puțin mai tardiv decât Suelen. Amândouă cu un potențial de producție foarte bun, cu un pachet fitosanitar crescut, deci o toleranță crescută la principalele boli foliare, amândouă cu rezistență la virusul mozaicului, tulpinile 1 și 2, deci venim cu lucruri care să îmbunătățească evoluția soiilor de orz în câmp. Trecând la grâul comun, avem soiul SU Muscheton, și mai avem un soi SU Standard. SU Standard ne place să spunem că este un soi românesc, deși încrucișarea vine din programul genetic al Zată în Germania, dar este aici ameliorat și lucrat, să-i spunem așa, în condițiile din România, lucru care ne face să fim puțin mai mândri, să spun, pentru că... E contribuția clară a solului. Exact, exact. Și este un soi cu toleranță crescută la temperaturile scăzute, în special înghețurile de peste iarnă, și la aceste frecvențe sau alternanțe de temperaturi din primăvară, inclusiv înghețurile târzii primăvara.
Celălalt soi, S.U. Muscheton, este un soi puțin mai înalt ca talie, un soi aristat, standard este nearistat, și vine să completeze lista soiurilor aristate, la fel îmbunătățit din punct de vedere al toleranței la boli, în special la rugin și la septoria. Îmi permiteți o întrebare aici? Da. Ce preferă fermierii? Aristat sau nearistat? Aici, din punctul meu de vedere, este strict un lucru de referință și de... N-aș putea spune că soiurile aristate sunt mai tolerante la arșiță față de soiurile nearistate sau că cele nearistate se adaptează mai bine sau nu au frângerea spicului, lucruri de genul ăsta. Nu, din punctul meu de vedere, ambele categorii sunt la fel de performante, ceea ce, într-adevăr, este o... Sesizabil. Da, este faptul că în zonele de cultură unde există istoric și se știe că sunt atacuri de animale și în special porci mistreți, clar, soiurile aristate sunt preferate pentru că îi împiedică pe să le atace, să le distru- că de fapt distrugerea este mare la atacul porcului mistreț și nu efectiv că ar mânca plantele. Cam asta e. Ce mai avem la noutăți, pentru că v-am întrerupt? La noutăți mai avem la grâul Durum, avem soiul Winterzone, care vine să completeze lista soiurilor pentru grâu Durum de pe piața noastră, soi care are un aspect foarte frumos al plantei, cu un aparat foliar bine dezvoltat și sănătos, frunza standard rămâne verde și sănătoasă până la maturitatea fiziologică și ajută să transloce ușor nutrienții din plantă către bob și umplerea bobului, plus are niște ariste frumos dezvoltate și la momentul maturității sunt aurii, așa strălucesc în soare. Este un soi foarte bun din punct de vedere al calității pentru morărici și panificație, cu o sticlozitate foarte bună, lucru o calitate necesară pentru grâu Durum și cu utilizare foarte bună pentru industria de obținere a pastelor făinoase și produselor secundare de acest tip. La secară venim cu hibrizi de secară. Avem doi hibrizi SU Performer și SU Perspectiv, un hibrid cu utilizare atât pentru boabe cât și furaj și amândoi în segmentul de timpurietate semitimpuriu cu talie înaltă, soiuri ameliorate pentru a avea rezistență sporită la atacul de ergot sau cornul secarei, cum se cunoaște ca denumire comună. Hibrizi foarte bine adaptați, care elimină acel risc de segregare în generația a doua de cultură. Ca și altă noutate legată de segmentul de hibrizi, avem în segmentul de hibrizi de grâu doi hibrizi noi, SU Hitoni și SU Hicardi. SU Hicardi este primul hibrid cu ariste pe care îl avem în portofoliu și pe care l-am adus. Ambii sunt hibrizi în testare pe scară largă și din SU Hitoni am început primele vânzări de anul trecut în țara noastră. Sunt hibrizi pe care îi recomandăm în zona aceasta de sud-est de cultură pentru că au ca perioadă de vegetație similară cu soiurile din această zonă și toleranță crescută la arșiță. Lucru foarte important pentru noi. La hibrizi este de menționat aspectul de sau efectul heterozis, adică vigoarea crescută la anumite caracteristici pe care le selectăm din liniile formele parentale și transferate către hibrid F1 și cu o vigoare crescută, o îmbunătățire a acestor caracteristici de care să beneficiem în cultură. Este o tendință a fermierilor, știu că hibrizii sunt la început, spaște, mizi, cum simțiți, fermierii abia testează sau deja au testat, au înțeles și preferă? Aici avem două categorii din punctul meu de vedere. Avem fermieri care sunt doar în faza de testare, e o chestie nouă, vor să vadă dacă într-adevăr e ceva în plus și sunt fermieri care au o experiență anterioară cu acest tip de sămânță la cereale de toamnă. Ceea ce diferențiază foarte mult hibridul de soi este stabilitatea și mai ales în condițiile în care astăzi avem diferențe foarte mari de climă de la un sezon
sezon la altul, de la o zonă la alta. Sunt fermierii, de ce să nu recunoaștem, sunt fermierii străini care dezvoltă business-uri în agricultură în România și care au experiență din țările de unde vin cu acești hibrizi și care îi introduc în cultură. Și segmentul care cumpără, să spun cel mai mult, acest tip de sămânță este segmentul fermierilor mari, fermieri care pot aplica tehnologia ca la carte, inclusiv apă, sistem de irigație în cazul în care este nevoie. Pentru că hibridul, ca la orice altă specie, are nevoie de bifarea tuturor verigilor tehnologice pentru a da într-adevăr potențialul genetic. Exact. Sunt noutăți pe care nu le-am mai întâlnit niciodată până acum în platforma de la Drajna. Știți cum e, evenimentul a prins tradiție, platformele par la fel, însă se schimbă ceva aici. Da, așa este. Este primul an în care am adus în platformă soiuri de orzoaică de primăvară, adică sau orz de pe două rânduri, cum este de fapt specia, care a fost semănat din toamnă. Și avem două soiuri pe care le-am semănat atât în toamnă, odată cu platforma cerealelor de toamnă, și le avem și în repetiție semănate de primăvară, tocmai pentru a vedea și diferențele în evoluție. Care sunt acestea? Păi, în primul rând, vom vedea clar diferențele de producție. Aici ne doare cel mai tare, dar în același timp sunt soiuri pe care am observat că le putem semăna toamna târziu, adică ultima decada lui noiembrie și chiar prima decada lui decembrie, dacă clima ne permite, și care au o toleranță crescută la temperaturile scăzute. Ca și soi de primăvară, ele pot duce această rezistență la frig până la un -10, -12 grade, bineînțeles, un număr de câteva nopți consecutive. Nu putem, comparativ cu soiurile de toamnă, care sunt ameliorate special pentru astfel de toleranță, dar din experiențele și testările făcute nu numai în România, dar și în alte țări din Europa, am descoperit că soiurile de orzoaică de primăvară semănate tardiv în toamnă au avut un plus de producție comparativ cu semănatul lor în perioada recomandată ca și soi de primăvară. Da. Revenim la platforma de astăzi. Fără îngrășăminte este deja deviza dumneavoastră. Cât merge, cum merge și ce avem premergător când, în momentul în care nu dăm îngrășăminte? Fără îngrășăminte chimice anul acesta. Exact. Suntem în județul Călăraș, limitrof cu județul Ialomița. Beneficiem de un sol de calitate. Avem un sol, un cernoziom, un pH de 6,5 aproximativ, cu un conținut de humus de 3,5, având o suprafață mică, greu, dar reușesc să înființez și leguminoase și covoare verzi care să și răsară. Avem cartare agrochimică pe orizontul de 0-300 de centimetri și avem 60.000 de tone de azot deasupra fiecărui hectar. Practic, cultiv și încurajez toți fermierii din România să cultive leguminoase. Am descoperit cu domnii fermieri nodozitățile, leghemoglobina de pe nodozități, de la bob, Vicia faba, o specie de cultură excelentă pentru a îngrășa terenul. Având o rotație cu mazăre, având un regim pluviometric scăzut, știind potențialul de producție al câmpului, nu a fost nevoie să aplicăm și îngrășăminte chimice. Când vom avea regim pluviometric pe parcursul toamnă-iarnă, să refacem rezerva de apă din sol pe orizontul 0-200 de centimetri, atunci vom aplica și noi cu siguranță. Pentru că se vor vedea în practică. Se vor vedea și în practică și avem și noi speranțe la producții mai ridicate. Reușiți de fiecare dată, pentru că cred că unul dintre secretele acestei platforme este de fiecare dată faptul că veniți cu covor vegetal și acoperiți toată această suprafață. Da. Reușiți pe bucățica aceasta și se poate transpune această rețetă și în alte ferme? Avem ferme, chiar în stânga mea sunt ferme cu sute de hectare în care am deja implementat această tehnologie. Mai devreme discutam de soiul Catarina. Da. L-am introdus în acea fermă pentru că are talia mică, consumă mai puțin azot și este extra timpuriu. Timpurietatea aceasta îl ajută foarte mult. Avem deja ferme cu această tehnologie, ferme dotate corespunzător și cu oameni foarte bine pregătiți. Cum putem distruge covorul vegetal, chimic sau mecanic? Și. Și mai e o variantă naturală. În toată zona noastră sunt fermieri extraordinari, foarte bine pregătiți, care deja practică și dâns și covoare verzi. Când venim cu porumb, folosim anumite specii de cultură care mor la îngheț, de exemplu la tiru.
există și la tir și este o leguminoasă care moare la îngheț. În 2022-2023 a fost iarna blândă și n-am mai murit la tirul. Ne-am întâlnit și am făcut un interviu pe data asta. Da, n-am mai murit la tirul. Avem domn fermieri care au și zootehnie pe zonă și cultivă mazăre. Reușim și acolo, dar acolo domnii fermieri au făcut investiții și în utilaje pe măsură. Deci efectuăm dezmiriștire concomitent cu semănatul covorului, ceea ce e foarte important. Dezmiriștirea este un proces esențial să ne protejăm împotriva pierderii apei și împotriva arșiței până la urmă. Mai avem fermieri care folosesc tehnologiile strip-till. Am înțeles că au până acum 20 de litri de motorină consumați la grâu. La fel, avem genetică Saten, strip-till, un singur tratament făcut în fermă, plante perfect sănătoase, fertilizare cu nitrocalcar anul acesta. Soluții sunt, cât timp este și comunicare. Încă o întrebare mai am și este legată de tratamente. Ce ați văzut în ultima perioadă? Am vorbit de aceste afide care devin din ce. Cum reușim să mai combatem burionile, dăunătorii, iată prezenți în aproape toate etapele? Da, ce se întâmplă? Într-adevăr, trebuie să fii foarte atent la acolo, pentru că orice boală îți diminuează producțiile și uneori ai așa surprize neplăcute să-ți diminueze producția și la 30-40%. Și atunci trebuie să... Am văzut că și mai ales pe dăunători, de fiecare dată când aplicăm un tratament, ne uităm ce se întâmplă, ce dăunători sunt și imediat aplicăm și un tratament pentru dăunători, pentru că am constatat că dăunătorii sunt un vector de transmitere a bolilor. Deci pe care noi nu prea ai luam dăunători, ai boli clar. Ai boli clar, deci nu ai ce să faci. Și mai e o chestiune, ai o răsărire bună, ai densitate mare, e cum a fost timpul acum în luna mai, unde a fost înnorat și în aprilie a fost schimbător, cu zile noroase care a ținut 7-9 zile și cu ploi. Că a fost în aprilie, nu ne văităm, a fost 85 de litri, dacă ar ploua și mai 85 ar fi excelent, dacă plouă și în 85 e perfect, deci înseamnă că suntem siguri și de pornire. Și atunci trebuie să aplici aceste tratamente. Cine zice că poate s-a dus și a văzut și de cele mai multe ori ne luăm măsura de a trata și preventiv, pentru că nu știm cum apare, nu știm ce se întâmplă, nu le vezi pe toate, că nu e, vă dați, uitați-vă aici, ia-o pe ăsta, ia-o și urmărește, cu toate drone, cu tot ce vrem noi, cu drone, cum avem acum, ne uităm pe calculatoare, vedem ce se întâmplă o soră respectivă, imediat, e foarte greu să-ți dai seama, ochiometric și indeven, nu avem, așa atunci trebuie să tratezi, unde poți să-ți asiguri, iar din nou venim la asigurarea unor producții pentru care tu ai investit atât, pentru că le poți pentru obținerea unor producții mari, sunt lucruri de finețe. Nu le-ai făcut? Producția ta poate să fie mai mică cu 20-30%. Și gândiți-vă că la 7 tone 20% înseamnă 1400 de kilograme, 1400 înmulțim la grâu cu un leu când vine cel mai ușor, e 14 milioane pe hectar. Păi dau pe insecticid. Dau 1 milion pe hectar, 2 și tot rămân cu 12, tot rămân cu 10. Ați făcut ceva tratamente cu produsele de la Nufarm, iată, i-au vorbit aici. Da, Orius, simplu, vi spun, Orius pe rapiță, dintr-o dată. Și am mai făcut cu tratament. Deci am făcut și cu ei cu tratament. Fac acolo unde este. Sunt, Carnadin, l-ați încercat? Da, sunt niște produse foarte bune. Deci foarte, foarte bune, pe care noi le încercăm. Plus de asta, urmărim și o chestiune din toate tratamentele pe care le facem și niciun an să venim cu același tratament, să schimbăm tratament, diversitatea tratamentelor în eficacitatea tratamentului. E ca și la om, nu e antibiotic, îți dă un antibiotic, după te cheamă medicul și schimbă cu un alt antibiotic, nu-ți dă în continuare. Altfel nu-și mai face, devine imunorezistent, așa devin și bolile, așa devin și și inclusiv la dăunători. Au prețuri acceptabile, prețuri foarte bune, nu e niciun fel de problemă. Deci nu, deci lucrăm cu diverse firme și ne uităm pe tot topul de produse care sunt și încercăm. Am vrea să dăm cu produse și nu mai ține, mai încercăm și eu să dăm cu produse mai ieftine, nu mai ține. Trebuie să dai cu produse bune. Gata. Acum ne aflăm la consumul maxim de apă. Aproximativ 20 de litri pe metru pătrat consumă grâul la momentul de față. Avem soiuri de grâu extra timpurii, soiuri de grâu semitimpurii, inclusiv semitardive. Consumul specific de apă este la un vârf, începând cu frunza standard,
și ne așteptăm să obținem producții mulțumitoare în acest câmp, dat fiind și aparatul foliar foarte sănătos, cu o caracteristică importantă a anumitor soiuri, avem un nivel de transpirație foarte redus la nivel de plantă. Noi pierdem apa prin evapotranspirație. Nu mai este cazul așa mare de evaporare la nivel de sol, dar și nivelul de transpirație al plantei este foarte important. Este o pierdere de apă utilă, dar nici nu ne dorim să avem plante înalte și spig mic. De exemplu, avem un soi de grâu panificabil, noi comercializăm doar grâuri panificabile, Catarina. Are o talie mică, un spic impresionant. S-a adaptat excelent pe Tellerman. Și e unul dintre cele mai iubite pe zonă. Foarte iubite. Venim pe un semitimpuriu papilon, un soi de grâu aristat, excelent, cu producții la nivel de fermă pe județul Giurgiu de 12 tone pe hectar, pe suprafață mai mare de 100 de hectare. Într-adevăr, vorbim de soiuri foarte bine adaptate condițiilor pedoclimatice, dar noi avem și fermieri în Câmpia de Vest. În Câmpia de Vest avem soiuri semitimpurii și semitardive. Locul 1. Am câștigat competiția în Câmpia de Vest, 10.500 de kg pe hectar la ESU Taroca, cu o caracteristică dovedită în câmp, rezistența la cădere. Un semitardiv cu o talie mică și rezistent la cădere. Am văzut tendința fermierilor și dorința lor de a avea plante din ce în ce mai mici. Da. Inclusiv o tendință care cred că se va păstra și pentru floare și porumb. Da. Avem ce să le propunem? Pentru cultura de floarea soarelui avem toate tehnologiile prezente în România, atât erbicidarea cu tribenuron metil, cât și erbicidarea cu imazamox. Un erbicid foarte des întâlnit și un erbicid complet. Combatem și frunza îngustă și frunza lată. Principalii hibrizi pe care îi comercializăm cu talie medie, 170-180 cm înălțime, Alexa ESU și Davero ESU. Sunt deja foarte cunoscuți, sunt hibrizi foarte stabili, potențial de producție mediu de 3.500 de kg pe hectar. Pe productivitate foarte ridicată, venim cu Valparaiso Cele Plus 4.700 de kg pe hectar, obținuți în an favorabil și cu schemă de fertilizare pe măsură și o caracteristică foarte, foarte importantă, rezistent la mană, Plasmopara halstedii, mana florii soarelui. Și următorul hibrid, Victory Ciel, ferme foarte mari. Ultima discuție pe care am avut-o cu un domn fermier, 2000 de hectare de Victory Ciel și Marchesa Ciel are anul acesta, impresionat de vigoare. Avem soluții pentru orice problemă, atâta timp cât există comunicare. Pentru porumb, avem hibrizi care tolerează mai bine temperaturile scăzute, Spartan, de exemplu. Avem hibrizi pentru super intensiv, Dueling, Cabaretto, Sum 305, un hibrid excelent. O plantă robustă, un șulete impresionant, Sum 305 și o grupă de maturitate potrivită, 370. O maturitate excelentă. În continuare se observă o tendință creșterea din partea fermierilor pentru maturități 280-340 FAO. Bărăganul a mai coborât. A mai coborât. Aici avem, suntem norocoși să avem hibridul Spartan. Este cel mai stabil hibrid, potențial de producție stabil și sigur. Așa cum vedem și în această platformă, floarea, porumbul, celelalte culturi sunt deja în plină dezvoltare, au fost semănate, așa cum se întâmplă în orice fermă. Ce avem de făcut ca pași următori pentru protecția acestor culturi? Revenind la partea de regim pluviometric, vedem o situație promițătoare în majoritatea zonelor. Pe alocuri, într-adevăr, încă există un deficit semnificativ. În alte zone și are mai revenit la normal, ceea ce ne promite două culturi de floarea soarelui și de porumb, la care în luna martie nu speram că se vor înființa. Mulți aveau dubii și nu știau cum să procedeze, având în vedere deficitul de apă acumulat până în momentul respectiv. Astfel că acum se anunță și niște precipitații promițătoare în perioada următoare, o să avem presiune din partea buruienilor, atât la floarea soarelui, cât și la porumb. La floarea soarelui avem un produs foarte bine cunoscut și foarte bine preluat de fermieri, este vorba de Fusilade Forte. Este un produs foarte selectiv, până la perioada înfloritului poate fi aplicat liniștit, nu provoacă niciun fel de fitotoxicități. La fel, pentru loturile de hibridare, acolo unde este cazul, se poate aplica fără niciun fel de problemă, având în vedere că trebuie să garantăm o germinație foarte ridicată la semințele ce se produc.
De asemenea, avem o selectivitate foarte bună la planta de cultură. Avem un adjuvant, tehnologia Isolink inclusă, care ajută la combaterea mai rapidă a burelor graminee. Burele graminee, în mare majoritate, au pruină pe suprafața frunzelor, o grăsime care este destul de dificil de penetrat, astfel că erbicidele au nevoie de un ajutor de a intra mai repede în plantă. Produsul Fusilade are acest adjuvant deja inclus din tehnologia de formulare, ceea ce ușurează treaba la fermă. Introducem doar un singur produs în metod de aplicare și astfel că avem o combatere eficientă. De asemenea, avem omologat și produsul Bactospain, insecticid biologic pe bază de Bacillus thuringiensis, pentru defoliatoare atât la cultura de floarea soarelui cât și la porumb. La cultura de floarea soarelui combatem Hibhantria, omida păroasă. La cultura de porumb avem un control foarte bun la Ostrinia și la Hibhantria. Fiind un produs biologic, nu necesită perioadă de pauză. În cazul în care, de exemplu, avem un porumb dulce sau porumb pentru consum, putem să recoltăm imediat și să avem un nivel de reziduri echilibrat. La cultura de porumb, la fel, urmează o perioadă de control a buruienilor. Aici, în tehnologia Nufarm, avem un număr de produse care oferă o combatere foarte bună a principalelor buruieni pe care le întâmpinăm în cultura de porumb. Este vorba de Cruace, care controlează principale buruieni monocotiledonate din cultura de porumb, și produsul Starship, care controlează partea de dicotile. Anul acesta avem un pachet comercial, 15 litri de Cruace și cu 10 litri de Starship, care acoperă o suprafață de 10 hectare în cultura de porumb, acoperind tot spectrul de buruieni pe care îl întâmpinăm în sola respectivă. Nufarm este liderul global în ceea ce privește partea de erbicide fenoxi. Aici avem produsele precum pe bază de 2,4 de MCPB, MCPA, Diclop-Prop, Dicamba. Sunt niște produse consacrate. Într-adevăr, au o experiență foarte mare. Prima dată când au apărut, nici nu existam. Dar cred că mă vor depăși și pe mine și o să continue activitatea, existența. Da. Dacă urmărim la anumite produse, unele au fost retrase din cauza rezidurilor, că aveau reziduri ridicate. Alte produse de-a lungul timpului și-au pierdut din eficacitate, buruienile au început să capete rezistență. Pe partea aceasta de produse, precum ar fi Dicopur Top, urmărim faptul că chiar dacă au fost utilizate ani de-a lungul în continuare, nu se observă nicio rezistență la aceste molecule. Ce le aducem nou fermierilor pentru anul acesta? Din primăvara aceasta venim cu două produse. Unul dintre ele este un fungicid cu care controlăm spectrul principal de boli din culturile de cereale păioase și de rapiță și care o să fie o componentă principală. Cum de înlocuit din tehnologiile fermierilor. Este vorba de produsul Just, o formulare nouă, o formulare care permite o omogenitate foarte bună în tancurile de amestec, care oferă o eficacitate foarte bună și are un coformulant care potențează activitatea. Era nevoie de un astfel de produs și de ce? Cu siguranță, da, după cum bine știți, pe partea aceasta de molecule există un proces în derulare, da, în derulare firesc de aducere a noi substanțe, de eliminarea unor substanțe care deja și-au consumat ciclul de viață, astfel că acest produs nou este pe bază de protioconazol, o să vină pe un termen lung în înlocuirea consacratei molecule tebuconazol. Fermierii o să aibă nevoie de o altă moleculă pentru a intra în lupta cu bolile din culturile lor. Un alt produs nou din portofoliul Nufarm este produsul Clinic Extreme. Am reușit să inovăm și aici. Am amestecat două săruri, sarea de izopropilamină și sarea de potasiu, prin care reușim să obținem o concentrație mai mare a produsului și o eficacitate mai bună. Prin această alăturare a celor două săruri obținem o concentrație totală de 540 de grame de glifosat acid
astfel că dorim, prin eficacitatea lui și prin modul îmbunătățit de acțiune, să setăm un nou standard în ceea ce privește erbicidarea totală în miriști. Cum putem gestiona mai bine? Foarte greu. Să știți că e un fel de loterie, așa, ca să-ți iasă toate lucrurile bune. Deci este un fel de loterie să cum faci acum. De multe ori îți creează și mari probleme, dacă vreți, îți creează un mare disconfort când te gândești că prețul real, când îți dă un discount mai mare, ăla ar fi. Și atunci deja încep să faci tensiune, îți crește glicemia, pentru că n-ai mâncat nici pâine din aceea cu secară și vreau să o întreb pe doamna să-mi arate măcar o singură pâine cu secară, cum se făcea înainte de 89 în România, când toată e vopsită. Haide să fim serioși și așa este și nu-și mai crește glicemia. Și atunci e interesant este ca și cei producători de inputuri să vadă că nu mai sunt prețurile de acum 2 ani la grâu, de 1,70, 1,80, 1,90, 2 lei, 2 lei, a scăzut la jumătate. Trebuie să se gândească că cu costuri, cu prețuri foarte mari și dacă nu mai reduc costurile, la optimul de a face și profit și ei, că noi nu vreau să facem noi profit agricultorii și noi nu vrem să moară cei prunizori de inputuri. Trebuie să trăiască și ei bine, dar să nu trăiască foarte, foarte bine ei și noi foarte, foarte prost. Că la un moment dat murim și noi cu ghilimele de rigoare, murim așa teoretic și o să vadă că nu mai are cui să vândă. Ce s-a întâmplat anul ăsta cu prețurile, ce s-a întâmplat cu la îngrășăminte, unde nu s-a mai cumpărat, toată lumea a redus și datorită timpului a redus aprovizionarea cu îngrășăminte. Merge la infinit asta? Nu merge la infinit, am văzut una din firme care s-a adaptat, este Ipso, și am văzut că a scăzut prețul cu 20% la piese și cu 10% la ceea ce făcea prestări de servicii. Și mai normal, pentru că nu mai sunt prețurile alea. Atunci ei ar trebui să se, pentru că prețurile sunt foarte volatile în agricultură. Și atunci, indiferent cât de deștept, cât de bine ai fi informat, că acum nu mai trebuie să fii agronom, trebuie să fii și bun economist, să fii și un bun prezicător, să fii un clar văzător, să fii ca mama Omida, să vezi, da, peste va fi la recoltare grâu 1,50 lei, nu vând niciun bob, stau cu el. Dar dacă la recoltare va fi 75 de bani, tu ești în pierdere, că n-ai, o să rămâi cu grâu sau va trebui să-l vinzi, numai să fii o firmă bine capitalizată, să nu ai nevoie de bani și, sau să ai alte activități colaterale. De la început, de când am înființat societatea de 9 și nu m-am gândit de atunci să fac niște activități colaterale, adică în anii, pentru că știam că vor fi ani cu secetă în agricultură, să pot să aduc din altă parte. Am numai zătăgnie, dar nu e suficient. Mai întrebuia ceva să fac pe industrie, pe manufacturier, să fac, mă gândeam eu la un moment dat, acum 25 de ani, să fac lavete, nu mai e la mod. Lavete care să ștergi la utilajele agricole. Da. Să lucrați cu cei de la John Deere, să înțeleg, pentru că prea da. Știți. Da, lucrez cu ei, lucrez de mult, de foarte mult timp, toate utilajele noastre din noi, ei știu că au cu mine foarte multe dispute pe prețurile când cresc prețurile, foarte mari dispute și aștept să reducă prețurile, pentru că a scăzut prețul la fier cu ce se fac combinele pe plan mondial, pentru că atunci a fost nebunie cu fierul. Sperăm să se rezolva și problema cu microcipuri, pentru că altfel te sufocă, pentru că sunt câteva utilaje, de exemplu combinele, care nu le folosește timpul anului. Dacă la tractoare le folosești tot timpul anului, dar nici pe asta nu să le folosim, datorită la lucrărilor agricole conservative, adică să nu scoți apa din sol, nu o să mai ai. Stai cu tractorul și te uiți la el. Și așa tractoare lucrează 6 luni pe an. Atât, vă spun, matematic calculat așa 6 luni. Și atunci merge o prestare de servicii în ecuația asta? Da. Aici a spus punctul deștept, dacă aș face mâine societatea din nou, nu mai mi-aș cumpăra tractor, decât mine necesar. Restul pe prestare de servicii, în mod deosebit. Recolta grâu, recolta porumb, recolta rapiță. Pe administrarea de erbicide, fungicide, erbicide, tot pe prestare de serviciu. Cu specialiști. Semănatul, știți de ce? Ce am observat la semănat, mai bine îmi pregătesc eu sămânța decât jobul. Adică mi-o tratez cu cel mai mare simț, stau cu ochii acolo. Am înțeles, o tratați dumneavoastră, dacă semănătoarea o cumpărați? Da, semănătoarea e cumpărată. Bine, dumneavoastră ați fixat ceva. Și semănătoarea folosești? Da. 2 săptămâni. Da. Și de grâu și de porumb. Atât, 2 săptămâni. Restul ai băgat bani. Ei, cum am luat acum o semănătoare care costă, nu mai spun cât costă, că nu-i bine să spun cât costă, dar te ia mețeala, nu amortizezi nici în 10 ani. Pe cât faci, pentru că tu semeni cu ea și 500, ai 2 semănători, semeni 1000 de hectare, 500 de hectare. În 10 ani fac 5000, se uzează moral ea, datorită tehnologiei.
O să dau vina pe dumneavoastră și să vă acord în același timp meritul de a vedea în acest câmp cei care au fost prezenți, drone și o semănătoare. Cred că tot mâna dumneavoastră a fost atunci când le-ați ales. Vreau să fac o remarcă. Da. Fiind un teren foarte complex aici, cu foarte multe specii de cultură, încă am rămas la arătură. Dar aș trece și eu la tehnologie de conservare a apei. Cum este minim til, o tehnologie foarte bună, cum este strip til, care este o tehnologie foarte bună și așa mai departe. Am ales acești parteneri pentru că lucrăm la nivel de fermă cu dumnealor. Lucrăm la nivel de fermă cu tehnologia strip til. Oferim genetică premium care merge și la densități mai scăzute și la distanță între rânduri mai mare. Nu mai păstrăm 12,5 cm, ne-am mutat la 25, la 32 și așa mai departe. Când pregătim patrul germinativ bine și când ne permite planta premergătoare, putem să semănăm și densități mai mici de sămânță la hectar. Pentru cultura de rapiță am o problemă foarte mare, că nu pot să intru pentru tratamentele fitosanitare, de exemplu să combat sclerotinia la rapiță, pentru că nu am utilaj. Și am testat cu partenerii noștri de la Riagro aceste drone. Prima dată am făcut 15 hectare de grâu, după care am continuat. Am făcut și erbicidare la floarea soarelui și m-a impresionat viteza de reacție și randamentul număr de hectare pe zi. În alte ferme mari cu același partener s-au atins 120-150 de hectare pe zi. Și tratamentele bine făcute, pentru că până acum, iertați-mă dacă cumva greșesc, dar am crescut alături de fermierii care învățau că deriva e foarte păgubitoare. De-aia ne-am luat și utilajele care să aibă mânecă aceea de aer care să se ducă exact pe plantă. Cum împiedicăm deriva la drone? Azi este o vreme foarte frumoasă cu zero derivă la drone. Corect. Când bate vântul, scoatem anemometru. Dacă bate vântul, nu facem tratament nici cu autopropulsoarele, nici cu terestrele, da. O întrebare mai am, pentru că cred că îmi puteți răspunde. Suntem în momentul în care ar trebui să ne luăm propriile utilaje sau putem să ne gândim deja dacă nu-i cumva mai eficient să apelăm la prestatorii de servicii? Cum o vedeți dumneavoastră? Dacă ar fi să faceți mâine în fermă, costuri? Costul pe hectar trebuie redus. Costurile cele mai mari dintr-o fermă sunt costurile cu salariile. Indirectele sunt mai mari decât directele. Taxele împovărează foarte mult costul pe hectar pentru salarii și nu numai. După experiența din ultimii 3 ani, că de 3 ani lucrez cu aceste noi tehnologii intens, facem o tranziție prestări servicii cu regim intern. După ce facem tranziția, să vedem cum ne descurcăm, în momentul de față se pretează să folosim pentru anumite tratamente doar cu prestări. Uh-huh. Dar trebuie să păstrăm și utilajele noastre în fermă. Jumijuma? Un hibrid? 30% prestări servicii, 70% intern, cu posibilitate de diminuare. Și ce ați păstra? Semănatul, recoltatul sau tratamentele? Tot. În România avem probleme din toate părțile. Avem probleme cu porumbeii sălbatici de sus, avem probleme cu viermele sârmă din pământ, avem probleme cu Tanimecus și Opatrum sabulosum la nivelul terenului, avem probleme cu legislația în vigoare, avem probleme cu taxele, trebuie să ne adaptăm obligatoriu. Prețul îl face piața și noi trebuie să producem eficient. Degeaba producem scump dacă vindem ieftin și trebuie să înțelegem. Prețul îl face piața și nu costul de producție. Și costul trebuie păstrat la un nivel de sustenabilitate acceptabil. Să sperăm și cu puțin profit.